Bun găsit! Astăzi vedem cum ne pregătim pentru recoltarea analizelor de sânge. Când avem voie să mâncăm și când nu, ne spune hematologul Alina Tănase. Este important să știm că dacă alegem să mestecăm gumă înaintea recoltării, rezultatul poate fi modificat. Mare atenție, nici sport nu putem face și în unele situații nici să ne spălăm pe dinți. Doamna doctor, ce facem și ce nu facem înainte să mergem la o recoltare de sânge? Să începem cu ce nu facem până la urmă, că e cel mai simplu. Cel mai bine ar fi să urmăm recomandările medicului care ne-a prescris analizele medicale. În mod normal, când medicul de familie prescrie analize medicale, ar trebui să ne explice ce măsuri trebuie să luăm înainte de a recolta aceste analize. În principal, ca regulă generală, ar trebui să nu mâncăm cu 8, 10, 12 ore înainte de a recolta aceste analize. Fiindcă nutrienții din alimente influențează rezultatul analizelor de sânge. Este ușor de dedus că dacă mâncăm, glicemia va fi mai mare. Clar, asta, în da. Momentul în care avem rezultatul, dar și nivelul lipidic poate să fie modificat dacă mâncăm înainte de a recolta aceste analize. În principiu, probele renale, tot ce înseamnă analiză uzuală, trebuie recoltat după 8 ore de repaus alimentar. Trebuie să bem apă. Ajută și asistenta care recoltează în momentul în care suntem mai hidratați, da? Și atunci este recomandat să bem apă. Și cu siguranță că trebuie să bem apă și după ce recoltăm analize. Cafea putem consuma? Nu. Apă și atât. Doar apă. Da. Bun. Și există anumite analize pe care le putem face și dacă mâncăm. Care sunt cele pe care trebuie să le luăm pe nemâncate, cum s-ar spune, și cele pe care putem să le facem și dacă consumăm ceva? Există puține la care alimentația nu influențează. Și atunci, ca regulă generală, așa cum spuneam, majoritatea medicilor recomandă să facem aceste analize fără să mâncăm cu 8 ore înainte. Tot ce înseamnă proteină și poate fi modificat după o ingestie alimentară. Și atunci, cred că numai la recomandarea medicului care spune vreau o singură analiză, da, și pentru exemplu, asta cele la tiroidă, pot de să obicei. Foarte puțin pacienți iau un singur fel de analiză. Știți? Și atunci greu să spui pentru astea nu trebuie să mănânci și pentru asta trebuie să mănânci. Sigur, dacă recoltăm doar hormon tiroidien, doar o parte, da? Atunci putem recolta hormon tiroidien după ce am mâncat. S-ar mai spune și că nici gumă de mestecat nu avem voie în acea dimineață, înainte să mergem, tot din cauza glicemiei crescute. Recomandările sunt să nu mestecăm gumă, să nu facem sport înainte de a recolta analize, fiindcă stimulăm digestia și asta poate influența rezultatul analizelor de sânge. Și contează totuși la cât timp de când ne-am trezit mergem să le recoltăm sau le putem și în jurul prânzului, de exemplu? Este foarte greu de mers fără să mâncăm nimic până la prânz. Ne gândim, da? Poate ne trezim mai târziu. Sigur, trebuie să mergem după ce ne trezim. Ideal ar fi de dimineață să mergem și mai ales copiii trebuie să meargă la analize fără să mănânce și atunci e greu să ții un copil nemâncat și cu cât te duci mai de dimineață și îi distragi atenția, cu atât e mai ușor. Există categoria de analize medicale, de exemplu exudat faringian, pe care e obligatoriu să nu mănânci, să nu bei apă și să nu te speli pe dinți. Oh, da? Okay. Fiindcă este important să nu modifici nivelul de bacterii din cavitatea bucală. Și atunci, nu numai că nu e voie să mănânci, dar nu e voie nici să bei apă și nici măcar să te speli pe dinți. S-ar mai spune că și dieta pe care o avem în urmă cu 2-3 zile sau chiar o săptămână ar influența colesterolul? Sigur că dacă mâncăm multe lipide, acestea trec repede în sângele nostru și pot influența rezultatele de laborator. Dar ideea este ca rezultatul analizelor de laborator să fie în concordanță cu starea noastră și cu reală, stilul de viață pe care îl avem în fiecare zi, pe care îl avem. De ce ne-am mințit singuri? Să spunem, exact. Colesterolul meu e mai mic sau nivelul lipidic e mai mic, fiindcă eu de fapt am luat această analiză după o săptămână de post. Mulțumim mult pentru aceste sfaturi utile. Cele bune.
Ne revedem și mâine!